tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! După cum am promis data trecută, astăzi revin pentru voi cu un tutorial în care vă arăt cum să vă aranjați părul slinos și fără aspect plăcut. Desigur, aici mă refer la părul de 3-4 zile de la spălare. Toată lumea știe că nu este foarte bine să spălăm părul în fiecare zi, dar în momentul în care avem părul gras și care nu arată bine, este evident că dorim să-l spălăm, nu-i așa? Așa că dacă sunteți ca mine și aveți părul gras și nu mai știți ce să faceți cu el, eu vă sar în ajutor cu aceste freze care sunt foarte ușor de făcut și nu necesită foarte mult timp. Așa că dacă doriți să vedeți aceste freze, urmăriți în continuare.
Sper din tot sufletul că ați găsit acest videoclip util și că veți încerca aceste frizuri și în cazul în care v-ați hotărât să recreați vreuna dintre aceste frizuri, nu uitați să-mi spuneți părerea voastră, contează foarte mult pentru mine. Nu uitați să dați like și share dacă v-a plăcut acest videoclip și să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, până data viitoare, mulți pupici, pa, pa!